We have down upstairs, yes, 6 companies, and we have 2 special requests. One is for people who actually live in Constanța or Eforie or something like that, in south of Constanța. Un târg de joburi dedicat refugiaților ucraineni și-a deschis vineri dimineață porțile la Constanța. Patronii de hoteluri și restaurante de pe litoralul românesc au avut ocazia să cunoască îndeaproape peste 300 de refugiați stabiliți în Mamaia, aflați în căutarea unui loc de muncă. Now here is people who are looking for every kind of job, even very simple, very ordinary. Because they haven't money to live, they have children, and they need to work. Most of them, they're interested. They're looking for different type of jobs. We have different managerial type of jobs that people are looking for, but also jobs that are not necessary high skilled. Fiecare angajator a ocupat o masă pentru interviu și a avut alături un translator. Pentru turist, sigur că sau, după ce vom avea o instruire câteva zile foarte bună, te-ai putea adapta rapid. Niciun patron n-a pus condiția cunoașterii limbilor română și engleză pentru cei care caută locuri de muncă. Slujbele scoase pe piață sunt de nivel necalificat și mediu calificat. În Constanța, industria ospitalității are nevoie de foarte mulți oameni. Astăzi începe sezonul estival, iar companiile de producție din Constanța au nevoie de specialiști în zona tehnică. The idea is to help them to identify the job that matches their skills, based on their skills and based on what is offered in the labor market. Sunt peste 140 de posturi disponibile în domenii precum curățenie, bucătărie, salon spa, producție alimentară, producție industrială, șoferi și operatori utilaje. Avem angajare pe parte de cameriste, pe parte de ajutor de ospătar, în, la zona de spălătorie în interiorul hotelului și parte de manipulare marfă pentru depozitare și pregătirea mărfii în restaurant. Personal pentru restaurant și patiserie. Ce înseamnă asta mai exact? Bucătare, ajutor de bucătari și patiserie. În ceea ce privește alte condiții, experiența anterioară, deși nu este neapărat necesară, ar putea ajuta candidații. Principala barieră e distanța, pentru că litoralul e mai lung și ceea ce am văzut până acum e în principal cazat în Mamaia și atunci preferă zone mai apropiate de muncă. În acest moment la Constanța locuiesc 18.000 de ucraineni.